Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat ieri că, începând de luni, vor intra în vigoare o serie de restricții severe, în special pentru persoanele nevaccinate. De asemenea, elevii vor intra în vacanță pentru 2 săptămâni. Președintele a spus că, începând de luni, masca redevine obligatorie nu doar în spațiile închise, ci și în aer liber, în toată țara. Totodată, circulația pe timp de noapte va fi restricționată pentru românii care nu s-au vaccinat. Ei vor putea circula doar dacă au legitimație de serviciu sau adeverință de la angajator. Cetățenii consideră că aceste măsuri trebuiau luate de mult pentru ca România să nu ajungă în situația aceasta. Trebuia să le punem mai de mult, pentru că situația țării este dezastroasă. Guvernul, conducerea țării, nimic, președintele nu se implică decât în deplasări, mă rog, care cum le face pe la munte, pe la mare, și nu vedeți câte mortalitate este în țară. Am ajuns să moară mai mulți oameni ca la război. Foarte bune restricțiile, trebuiau să fie puse mai de mult. Dar interesele nu au dominat România. Vedeți situația României în acest moment, cât de gravă? Jalnică, jalnică. Situația este jalnică. De ajungea la Ciolan toată lumea. Bine că e un loc Ciolan acum, de jos de veselul. În același timp, copiii vor intra într-o vacanță de 2 săptămâni, iar certificatul verde va fi obligatoriu pentru cele mai multe dintre activități. E foarte bine luată inițiativa. E bine pentru noi în special. E bine. Măsurile anunțate de Klaus Iohannis vor fi impuse cel mai probabil pentru o perioadă de 4 săptămâni și vor fi valabile pentru întreaga țară. Așadar, restaurantele ar putea face doar livrări într-un astfel de scenariu. La muncă este posibil ca românii să aibă acces doar pe baza certificatului verde, iar sălile de fitness, cinematografele, teatrele și sălile de joc și de noroc ar putea fi închise.